Dispute în ședința Consiliului Județean pe tema schimbării conducerii de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. În timp ce unii consilieri o susțineau pe Dana Lupica în funcție de conducere a instituției, alții au cerut cu vehemență înlocuirea acesteia. În cele din urmă, proiectul de hotărâre a fost votat cu 23 de voturi pentru și 8 abțineri. Fosta directoare a DGASPC a fost însă aplaudată și a fost oferite flori. Proiectul de hotărâre a menit să o elibereze din funcția de șef al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pe Dana Lupica a fost unul intens dezbătut în ședința de Consiliul Județean. În timp ce consilierii pedeliști au susținut continuitatea aceleiași conduceri, PSD-iștii au cerut schimbarea urgentă a conducerii. La ce ne referim? Cum știți, comisia numită la nivelul Consiliului Județean pentru analiza activităților desfășurate a tras niște concluzii. În niciun caz, concluziile respective nu conduceau la aceste decizii care mi se solicită nouă să le confirmăm. Neregulile sunt mari, sunt multe, sunt pomenite, atât în rapoartele Comisiei Superioare, cât și, mă rog, în raportul pe care l-a întocmit Comisia de Consilieri Județeni, desemnați să facă o minimă investigație în ceea ce înseamnă activitatea Direcției Sociale cu, mă rog, Comisia respectivă și Serviciul de Evaluare Complexă. La un moment dat au apărut și câteva suspiciuni cu privire la candidata pentru postul de manager al Direcției Generale de Asistență Socială. Acestea au fost risipite chiar de către Mihaela Tolciu, persoana propusă pentru a prelua șefia instituției. Din câte mi-aduc eu aminte, atunci când am făcut parte din comisia care a analizat activitatea la direcție, doamna Tolciu era și dumneaei într-una dintre cele două găști mari create și susținătoare a uneia dintre cele două. Nu înseamnă, bineînțeles, că acest lucru nu o face, mă rog, nu o arată ca fiind potrivită să preia conducerea direcției. Preocuparea mea a fost să lucrăm în legalitate, la momentul respectiv trebuiau să fie comisii de medii specialiști, așa era legea, și în același timp, intrase în vigoare în 1 septembrie 2004, dacă nu vin aminte, legea 343, care modifica beneficiile persoanelor cu handicap. Aceea au fost țelurile mele pentru cele 4.000 de activitate. Legat de dispariția rusalelor sau așa ceva, nu am cunoștință. Deci nu știu cineva să fi spus, au dispărut o sare, nu mi-i face publicii, nu este prima dată când aud, o să mă interesez și o să vedem. S-a cerut inclusiv amânarea luării unei decizii cu privire la cine va conduce de la 1 martie Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Știți că lipsesc foarte multe dosare, nu se știe cine și cum a făcut să lipsească acele dosare. Noi considerăm că dezorganizarea inactivă a condus la acest aspect. Dar faptul că nu luăm niște măsuri mai ample care să meargă până mai jos, nu cred că este de momentul ca acum să luăm o hotărâre. Va juca, dacă este posibil, să mai acordăm încă un termen ca să mergem mai profund. Pentru că dacă nu, tenta pe care o dăm este aceea că vrem să acoperim ceea ce s-a întâmplat în momentul de față. Cererea însă a fost respinsă. De zi, vă rog să-l supuneți la vot, iar dacă după ce acest proiect de hotărâre este votat de către consilier, vor fi reclamate alte măsuri suplimentare cu privire la organizarea și conducerea diverselor structuri dinăuntru Direcției de Protecție Socială, alea pot fi luate pe viitor. Dar a amâna înseamnă a ce? De ce tergiversăm? După atâtea luni de zile. Funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului este singurul scop care ne îndeamnă să facem sau să nu facem unele modificări la conducere. În cele din urmă, proiectul a fost votat cu 23 de voturi pentru și 8 abțineri. Și a fost destituită Dana Lupica, a fost întâmpinată cu flori și aplauze. Comisia de Asistență Socială și Sănătate vrea să-i mulțumească
doamnei Lupică pentru toată activitatea ei și sprijinul ei care ne-a acordat în deplasările noastre. Ea a fost într-o perioadă foarte dificilă ordonator de credite. Poate că funcția sau răspunderea asta spune totul. Într-o situație deosebit dificilă. Vreau să mulțumesc și comisiei, actuale comisii de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, care consider că are o activitate nesuperioară și nu mai există pericolul eliberării unor certificate pentru respectarea prevederilor legale. Mulțumesc conducerii pentru această oportunitate pe care mi-a acordat-o și Consiliul Județean și sperăm să colaborăm în continuare. Și nou numită în funcție a primit un buchet de flori.